Vrei să pariezi pe meciuri pro de CSGO? Ei bine, folosește GGBet, iar cu codul WERTY îți dublezi primul depozit până în $50. Intră pe linkul 2 din descriere pentru site și pe linkul 2.1 pentru ghidul video care îți arată cum să adaugi codul. Salutare toată lumea, bine m-a regăsit. Stați să vedem, așa, e sunet, perfect. Ce mai zice? Salutare, hai să vedem dacă avem GoTV-ul în momentul de față. Bine m-a regăsit, oameni buni pe canal. Pam, 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 live. Cred că e live meciul de val, deja în sensul că jucătorii se pregătesc. GoTV-ul ar trebui să fie aici. Da, este. Bun. Bun, merge, hai să intrăm pe meci. Stați așa că dau repede un... Dau repede. E cum mai merge să schimb camera. Terminul s-a rezolvat. Stați o secundă. Așa, să dau un clear aici la GoTV și după aceea rezolv. Mersi, îmi zic pentru anunț. Mersi mult de tot. Așa, stați să dau un clear. Pam, pam. Asta nu mai merge. Nu mai merge. Cum se numește? Game settings. Da, în fine. Hai să... Nu știu dacă o să joace Jax, nu știu. Așa. Iarăși mi s-au stricat treburile astea. Ia stați să editez ceva aici. Nu știu dacă joacă Jax, habar nu am. Starkiller o să fie pe par pe post, pe postul de pe post de mai o secundă. Video capture. Merge? Merge. Starkiller o să fie coach, o să fie coach pe momentul în care îi dă. Salut, 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 salut. Era ce se gaie bine. Hai, apăsați like, dislike, oameni buni, să vă urcăm recomandate. Ce mai faceți? Așa, stați să beau o gură de apă. Pentru program. Da, e ăsta, este de la turneu. E al turneului, nu-i se aude nimic din joc. Mersi că mi-ai spus. Uite acum rezolvăm. Gata. Hai, oameni buni, scrie și voi prin chat ceva. Haideți, help me out. Salut, domnule, salutare. Pe ce loc e Nexus? Parcă erau pe 60 pe undeva. Destul de nasol o țin din punct de vedere al poziției. Mamă, ceva mai bine sunt poziționați cei... Da, sunt pe locul 62. Chiar acum cei de la Nexus Gaming. Redfear stau mai bine și sunt pe locul... Iar stați așa. A, sunt pe 18 red, fier, pe 18, dar n-au destul de, n-au toate meciurile jucate, ba n-au, 4 cu 2, da. London eSports sunt pe primul loc și băieții ăștia au, nu știu cine sunt, sincer, în UK, UKCS, mă miră să văd că sunt pe locul întâi, da, uite că sunt. Mai joacă Timi astăzi, nu Alexandru, astăzi nu face stream Antonia. Puteți să căutați pe Antonia Knuckle dacă vreți să-i dați și ei subscribe pe YouTube, dar astăzi nu facem 3 zile până la comunion. Ei, Madi, bună! Da, încă 3 zile. Mersi, Victi, mersi mult. N-am mișcat o dată cu echipa asta sau era Redfear? Nu, n-am mișcat de foarte mult timp. De sezonul trecut nu s-a mișcat cu Gloria Mundi. Mai îmi spui, te rog, un serial bun? Da, Lucifer, dacă nu l-ai văzut. E foarte bun. M-am uitat cu Antonia de curând, a fost super, super, super tare.
Hai să facem 200 de like-uri. Da, jocul puțin mai tare. Într-adevăr trebuie dat puțin mai tare. Hai să facem 200 de like-uri, oameni buni, până începe meciul, până se adună jucătorii. Oh, hello, Xarte. Hello, hello, welcome back. Ne sunt la tavernă cu mici la o vorbă ceva. Păi vorbim, Madi, vorbim. Să vedem când găsim loc liber, pentru că noi gen nu o să avem prea mult timp liber. Noi tot timpul cât e ăsta, cât e, cum se numește, Comic-Con, trebuie să stăm acolo, stăm la PC Garage, știi? Uite, îți răspunde Antonia. Avem nevoie de relaxare, are dreptate Antonia, avem nevoie de relaxare. Da, și Chernobyl, și la Chernobyl. Ne-am uitat la primul episod, m-am uitat la primul episod cu Antonia. Starkiller la Nexus. Starkiller joacă ca, este coach, deci nu o să joace, nu o să fie în timpul meciului, așa cel puțin ar trebui, mai ales că vedem că intră și semințe. Da, Junker, sunt împreună cu Antonia, suntem de aproape un an împreună. Salutare, Werti, salut, Virus. Porcul live-ul, un serial bun, The Musketeers, toate cele 3 sezoane. Foarte tare. Uite, chat, vă salută Antonia. Casa de Papel, da, știe toată lumea Casa de Papel. Deci sunt combinate echipele, o să se rezolve imediat. Imediat dau drumul și la hype, îți promit, Antonia, îți promit, puiule. Arată-ne webcam-ul tău nou. Asta e webcam-ul meu, nu. Adică cel puțin este mult mai mare, e mult mai wide, dar eu l-am mai restricționat puțin pentru că atunci când este mic să se vadă, să mă văd, pentru că atunci chiar mai aș fi cât o furnică aici în chestia asta, știți? În ăsta mic. Te-ai luat brio? Da, stresul, mi-am luat brio. Tare și ție stresul. O să fie ca și Nexus, ca și Red Fire Nexus. Da, Ionuț, este. Vorbeam cu Xarte pe Discord, sorry. Ce sunt cu tine, Werti? Hai, nimic. Obosit. Nu, dacă pun webcam unde sunt viewerii, îți acopăr kill feed-ul. Acolo unde sunt eu în momentul de față, bine, dacă mă fac mai mic, aș putea să țin webcam-ul și chiar și în momentul în care aș... chiar și în momentul în care aș comenta. O să fie și hype imediat cum începe meciul. Mersi frumos, Mate, mersi mult de tot. Acum ar trebui să se adune jucătorii. Hai, facem 500 de view-uri măcar. Hai să facem 500 de view-uri.
Aparent și de la Nexus A2 să fie în full lineup. Starkiller B, deci B Cosmin, Semiț Excello. Cine lipsește? CXE. CXE eu cred că o să joace, n-are motiv să nu joace CXE. Deci vor fi full Nexus cu Starkiller pe poziția de coach. Unde pot vedea clasamentul SEA? În descrierea mea, o luam jos de tot. Salutare, Paul. Unde e Jaxi? Nu știu dacă Jaxi a... Jaxi a jucat doar la evenimentul acesta de la The Full. Nu cred că... a revenit la Nexus. Da, era, uite, era și CX pe server, am înțeles. Da, nu uitați să dați follow acolo pe Instagram. Să ne dați un follow și mie și Antoniei, Antonia.Knuckle și Werty.Caster. Ne aveți pe amândoi pe Instagram. Nu uitați că în acest weekend la Comic-Con este fan meeting cu mine și cu Antonia la standul PC Garage de la Comic-Con. Cei care sunteți din București, neapărat să vă gândiți să veniți, pentru că o să fie acolo photobooth pentru a face poze cu noi, sesiune de autografe și va fi și un turneu 5v5 de CSGO pe care eu îl voi comenta acolo live, cum vor fi scaune, va fi un televizor mare unde voi vă veți putea uita la meciul respectiv comentat de către mine. De asemenea, Antonia va întreține atmosfera la microfon, să se audă în toată sala, va fi foarte, foarte, foarte tare. Salutare, Cătălin, foarte, foarte bine, mulțumesc. Da, și eu sper că va fi fire. Imediat începe meciul. Atmosferă, băgăm manele. Uite-te la story la Jax. A pus Jax story-ul acela pe care l-am provocat. Măi, oameni buni, vorbesc foarte serios. Intrați pe continuăm.ro. Scrieți continuăm.ro chiar acum și vedeți că am... Stați așa să văd dacă a scris Jax. A, n-a scris că e la... Da, e la... Ăsta e la eveniment, la acolo, la stand-up. Dar intrați pe continuăm.ro, scrieți asta pe Google și este este o petiție care se face pentru a redeveni Uber și Bolt legal în România. Dacă nu sunteți la curent, Uber și Bolt au fost interzise în România și abia mai găsești un Bolt și un Uber care și ăia săraci lucrează ilegal și pentru asta prețurile sunt foarte mari, taximetrici, nu mai găsești destui și este o situație foarte, foarte urâtă dacă vrei să găsești un mijloc de transport de genul acesta. Așadar, eu am încercat să am o inițiativă și am făcut un story prin care pe Instagram am provocat 3 YouTuberi, pe Antonia, să postezi și tu, draga mea, pe Antonia, pe Imogen și pe Jaxi să facă și ei un story prin care își îndeamnă followerii să semneze acea petiție pe continuăm.ro. Și practic după aceea și ei, prin faptul că fac asta, să mă nominalizeze alți 3 YouTuberi la rândul lor, să încercăm să facem să se semneze, să fie destul de semnături ca să redevină legal Uber-ul și Bolt. Cei care folosiți Uber și Bolt, cu siguranță sunteți de acord cu mine că este extrem de eficientă cele două platforme și chiar îmi pare rău că s-a ajuns la chestia asta, dar cred că suntem singura țară din Europa care am ajuns să interzicem tipul acesta de transport. Deci sperăm să se facă. În regulă, hai să vedem runda de cuțite dintre cele două echipe, Nexus și Gloria Mundi. Între timp, asigur și eu că e totul în regulă. Și iată că l-am pe Cosmin într-o situație de 1 vs 1 cu Last One, care chiar este Last One în această situație. Este astfel... runda de cuțite câștigate de către Nexus și ei vor rămâne pe partea de CT. Bun, oameni buni, hai să facem repede acolo un număr de 400 de like-uri. Apăsați butonul ăla de like sau dislike. Suntem 600 de view. Hai să dăm drum la hype așa cum trebuie. Ce era pe CT-ul de la The Full? Știu. A
Așadar, haideți că începem acest match dintre Nexus și echipa israeliană Gloria Mundi, care este un raș destul de clasic în mid-ul momentul de față. Bine, dublaj cu Xelo, pac, fiecare câte două fraguri, mai degrabă, mai bine spus, unul pentru Xelo, B și CX. Erau trei jucători care țineau mid-ul. Asylum și cu Last One rămân ultimii în viață din partea echipei din Israel. Unul care este undeva lângă balcon, Asylum îl scoate pe CX, capitanul bine lasă să facă mai mult și observați ceea ce fac cei de la Nexus Gaming. Țin în crossfire mid-ul unde este picată bomba în momentul de față. Bine, One din spate, Xelo momentan se decide, se uita și el către scuzemințe alături de el în mid, dar decide să se uite către arcadă, merge la library și va ține din site semințe, se uită în spate exact în momentul oportun, dar Last One îl elimine, un minut rămas pe cronometru pentru a se mai întâmpla ceva pentru cei de la Gloria Mundi. B și cu Xelo rămân împreună. Xelo, dacă mai ținea puțin arcadă era perfect, dar s-ar fi gândit că jucătorul de la Gloria Mundi putea să vină din apartamente din nou. În apartamentul ăia, Last One flanchează, are timp berechet ca să lucreze această rundă. Xelo face picul, Xelo ce reacție bună, începe puțin pe direcția capului. Last One reline și scorul este de 1-0 pentru cei de la Nexus Gaming chiar acum. Începe foarte, foarte bine meciul pentru echipa din România. Direct, exact, direct spre capul lui... Last One s-a dus cu respectiva. Antonia, check WhatsApp. Cred că va fi rașul celor de la Gloria Mundi către site-ul vecerul, că deja incendiar aceasta semințe. Cosmin se uită cu arma sa, dar vin repede înapoi către mici. BTN îi observă, nu decide să tragă cu acel AUG, cu Xelo, cu acel scout. Odată trage, dar ratează. B, un frag cu AUG-ul, reușit pe Last One. Stau cei de la Gloria Mundi cu pistoalele și trag în mici și până la urmă în second mid se duc cu bomba. 3 playeri. Blue Phoenix de aproape va încerca să surprindă pe Xelo, are 34 HP, acolo a rămas în sfârșit capitanul de la Echipa Nexus Gaming, îl scoate pe cel care rămăsese în mid de la israelieni, rămâne Flames în 1 HP, Phoenix, iată, se cață la 16 cu un glonț de scout, Xelo scoate USP-ul pentru a se lupta cu acesta, este nevoie de doar un pistol ca să se, de un glonț de pistol ca să se trimită un jucător de la Gloria Mormânt, este 2-0 pentru Nexus care duc începutul de meci extrem de bine în favoarea lor, dar vor fi acum AK-47, arme de calibru mare pentru echipa din Israel, plus utilități ce se mai poate cumpăra pe lângă. Iar Nexus Gaming observa faptul că rămân pe cele două MP9 plus scoutul acela la Xelo. Au cumpărat destul de multe, utilități. Xelo, oh, iată că seacă până în 31 pe Shushan. Mamă, acum mi-amintesc de Shushan, de băiatul ăsta, chiar mi-amintesc de el. Hai cu 1000 de viewer, hai să mergem spre 1000 de viewer, oameni buni. 300 de like-uri și să mergem și la 400 cu like-urile. Iușan. Am început să joace la nivel tactic. Și de la Gloria Mundi această rundă iese, iată, de la Boiler un player și Xelo din nou reușit în body shot. Iușan și cu Flames extrem de low. Aruncă flash-ul exact în fața lor. De asemenea, flash-ul cu numărul 2 a venit acel smoke exact lângă el. Molotovul este aruncat pe capăt. CX a trebuit să plece din acea locație. 3 player avansează și Shushan îl elimină pe CX cu o reacție foarte, foarte bună. Foarte bine, Zilum îl elimină pe Xelo și iată că și semințe va fi prins pe picior greșit. Doar 2 player mai rămân în viață de la cei de la Nexus Gaming. Gloria Mundi extrem de bine descurcându-se ca să ia controlul acestui site up. Plantează, iată, scot playerii din viață de la echipa adversă și BTN fiind ultimul va fi scorul 2-1 în prima rundă. Dați-le bani la cei la care celor care au instigă la ceartă și gata, end of story. Nu ne mai batem. Oricum astăzi pe live-ul de la The Full mi s-a dat dovadă că un chat poate să aibă o grămadă de inapți în... poate să existe o grămadă de inapți într-un chat.
Dacă și pe chat-ul meu mai există de colo-colo câte, nu știu cum să zic așa, o pată neagră, acolo a fost nebunie totală, deci mi-am luat doza pe ziua de azi. Răzvan din chat chiar nu mă surprins cu nimic, deci alt animal. Salut toată lumea din chat. Moderatorii, dați-le bani și timeout. Nu, bani direct la ăștia care fac. O, doar Excel-ul aproape double kill-ul. Și iată cum plantează Larry Take la Nexus Gaming. Dați bani celor care instigă la chat și am terminat discuția. Mai bine spus, nici nu stăm la discuții. Bish cu XX în momentul de față încearcă să facă retake-ul și amândoi sunt către City Spawn. Foarte bine și ușoară, le pe BTN, trage, controlează, pe Sexe nu le elimină, dar vine în pic Zilum. Și fără absolut nicio problemă aduc Gloria Mundi scorul la 2-2, a doua cea oară, medicalibru mare. Se pare că va fi destul de greu împotriva echipei din Israel în momentul de față pentru Nexus. Tu te aduci într-o situație în care trebuie să rămână pe full eco, nu vor cumpăra decât CX7, văd că merge pe armură mare și 5-7 are, a cumpărat de unul singur separat, chiar... TX va rămâne, va rămâne cu banii, situația economică foarte diferită față de Coi Pierisei. Observați că doar el este la $200, în timp ce Coi Pierisei undeva pe la 1900. Molotovul lui Shushan vine către Xelo și este la perfecție. Xelo se vrea să se retragă, chiar a rămas doar cu 3 damage luat, nu este foarte, foarte mult. Și Shushan, iată că-l vede pe CX, le elimină pe acesta. BTN este jucătorul al doilea care este vizat de un eventual frag. Dacă nu cumva căptea lui de la Nexus, reușește fragul și într-adevăr le elimină pe Shushan. Ia acel pe 5-7 de pe jos și Xelo era al doilea poziționat acolo. Ia Kaul, reușește să tragă un glonț doar ca să-l țină cât se poate de în spate pe jucătorul israelian. Era vorba de Will Phoenix. Salut, Tuspescu, mersi tare mult. Salutare toată lumea de pe live, bine v-am găsit și bine m-am regăsit. Să vă bucurați de acest match. Acel pistol, Cosmin, poate să fie o rundă de pistoale câștigate de către cei de la Nexus Gaming. Grijă mare, totuși Cosmin pușează prea mult. A vrut să ia probabil niște utilități de pe jos, rămâne la 6 HP și Flames îl elimină prea mult. A pușat Cosmin, din păcate. 2v3 în momentul de față, echipa Gloria Mundi, un jucător în mid care are și bomba. Bine, nu trebuie să pice acolo, Flames le elimină pe semințe. Totul s-a stricat în momentul în care a pușat Cosmin prea mult. Trebuia doar să ia AK-ul și să rămână pe poziții. Se împrospătează smoke-ul pentru City Spawn. Xelo este în spatele smoke-ului, pune și el presiune. Nu va reuși să scoată pe nimeni. L-așteaptă pe B să vină alături de el Larry Take-ul acesta și să vină din spre banană. 5-7 în mână pentru Big Xelo, încearcă să găsească un gap odată ce expiră încet încet smoke-ul, dar ambii player sunt la yo-yo. Nu au utilități absolut deloc, ce să mai spunem de armurii, nici măcar armură de corp pentru jucătorii celor de la Nexus. BTN este observat, nu o să știu, dacă scot un player cei de la Nexus se vor gândi că al doilea este de asemenea la yo-yo. Și într-adevăr vedeți că B nu se va mai uita poziționat către yo-yo. Azilum va aștepta defuse-ul, va juca la timp și iată că asta și face. Îl vede pe capitanul celor de la Nexus, îl elimină și preiau aici conducerea cei de la Gloria Mundi, 3-2. Mersi tare mult, Ionuțe, mersi mult frumos pentru comentariul tău de susținere, apreciez. M-a abonat, mersi tare mult, Marian, pentru abonare. Salut și ție, Palaș, credeam că te-am salutat, scuză-mă, Palaș, salut. Flash-ul este aruncat în short de către Shushan pentru push-ul coipierilor săi. Trage puțin acesta către mid, dar nu ai stau avansat. Nexus, Polar, 3 arme de asalt și MP9. Deci ca să înțelegeți, la The Full... am văzut că lumea dorea să vadă din perspectiva, să vadă meciul, să audă meciul din perspectiva lui Nicuțu, a lui Bordea și cine mai era pe TeamSpeak, jucătorii Nexus. Așa că eu le-am spus celor din organizare, ok, dacă lumea vrea să-i audă pe ei, lăsați-i să audă pe ei decât să fie lumea nemulțumită. Aia a fost tot. Ca să înțelegeți. În momentul în care lumea își dorește ceva, e bine le dai așa acel ceva decât să fie nemulțumire.
4-3 situația în momentul de față și au reușit să pună stăpânire pe site-ul la Nexus. Au 3 jucători care sunt exact în cealaltă direcție și prin urmare vor face save-ul. Scorul va deveni 4-2. Nexus Gaming vor rămâne cu armele respective. Bonusul lor va fi de $2,900 și se luau alături de CX, vor fi pe armură plus un SMG. Iar astfel vor mai reuși să trag cât se poate de mult de coadă runda următoare. Sperăm că vor reuși, pentru că în momentul de față Gloria Mundi își aduc runda cu numărul 4 în mod consecutiv. Momentul la cântarea pâlde ce se din cauza live-urilor lui Werthy. Mulțumesc frumos, Alex, apreciez. Stați așa, vă las runda aceasta fără comentariu. Mersi, Seneca. Bun. Alea venind chiar acum, da, au fost 5 runde luate în mod consecutiv de către cei de la Gloria Mundi. Polarul Xelo face picul, se cad doar pe la 34 damage. HP mai bine spus, se retrage chiar acum, iese last one care trage către semințe și rămâne agresiv Xelo, a încercat să-l scoate pe playerul care vine cu picul. Este el chiar care este eliminat, din păcate. 3 runde diferență. Exebie pe apărare, face double kill-ul, aruncă incendiar, îl prinde pe last one, dar acesta făcuse picul cu AWP-ul, nu mai contează, întrucât deja avem incendiara care fusese aruncată de către CX și el practic face triple kill-ul. Două runde între Nexus și Gloria Mundi chiar acum. Aruncă flash-ul pe deasupra și Ushan. Sunt o runde de pistoale cu doi dintre playerii lor. Este vorba de Flames și de cel pe care tocmai îl menționase. Folosesc destul de mult aceste utilități cei de la Gloria Mundi. Mai ales Ushan am văzut de el. El folosește de obicei, cred că este flasherul pentru banana al celor de la Gloria Mundi, pentru că asta face de fiecare dată. Flash, flash, flash în banana, banana, banana.
Vedeți cât de retrași stau în site-ul acela de la Nexus? Bine, SX se ține apartamentele, doar bii rămâne și se ține din short, rămas în spate. 4 jucători care se îndreaptă către banană cu execuție pregătite din partea celor de la echipa Gloria Mundi Semințe. În modul de față este în smoke-ul care a picat pentru City Spawn și probabil să vină o agresivitate destul de mare încoace. Curios dacă cei de la Nexus vor încerca rotația sau nu. Spungere împrospătat și de partea celor de la Nexus. Trebuie să încerce să se folosească cât se poate de mult de aceste utilități pe care le mai au. Incendiară la semințe. Acesta este fix, da, l-a aruncat Cosmin, prinde doi oameni pe acel spray, este perfect, destul cât a făcut Cosmin pe momentul de față. Rotația apare, pop flash din partea lui Semințe care va pica perfect pentru a face din nou urpic cu echipierul său, dar trage prin acel smoke, îl scoate pe flames, încearcă să facă acel plant, Zilum, eliminat, la fel și SX, l-a prins pe last one care pușea către arcadă în cealaltă parte a hărții și iată că cei de la Nexus Gaming reușesc să recupereze două runde una după cealaltă pentru a fi aproape 5-5 între Gloria Mundi și Nexus. Poți cumpăra pe schimb baron cu banii Steam? Nu poți, Daniel Lupașcu, nu se poate. Și da, mulțumesc frumos pentru comentariul tău. Am văzut ce ai scris acolo. Mersi tare mult, Daniel. Apreciez cuvintele tale. Hai să facem 1000 de viewer. Hai cu 1000 de viewer. Nu uitați să apăsați like sau dislike. Să facem 500 de like-uri cât se poate de repede. Excel-o joacă nu în M4A1 este această rundă cu numărul 10, două fraguri instante pentru cei de la Nexus Gaming. Xelo va face picul, Shushan îl observă și este un headshot, dar Zilum vine din spate și se va retrage până în second mid, bomba fiind în rampă. Flames urcat, probabil vie un frag destul de ușor. Într-adevăr, asta se și întâmplă. Zilum va auzi pașii acestor, adică lăsa să treacă. Semințe nu verifică, coboară cu prefire-ul, dar deja Zilum trăgea. Ia caul, sare Cosmin peste el, nu lasă absolut deloc să facă mai mult și este egalitate 5-5 între Gloria Mundi și Nexus chiar acum. Puțin obosit, Alex, în rest sunt foarte ok. Mersi mult de întrebare. Aruncat un molotov deja în mid pentru a contracara un push destul de agresiv al celor de la Nexus în mid, care oricum nu avea să se întâmple pentru că au arme de calibru mare. Flash aruncat de către Flames, a vrut doar să întarcă din cu privirea pe un jucător de la Nexus dacă era pe capul de la apartamente. Continuare Cosmin și cu BTN în două apără site-ul B. L-au pierdut pe Xelo, l-au pierdut pe Xelo care a făcut un pic destul de agresiv de la marginea zidului pentru a elimina pe un player care era aproape. A reușit acel lucru, unde pe România? Prin intermediul lui Alex, mă, cred că sunteți vreo 3-4 oameni care donați prin intermediul cu numele acesta, doar că să-l duceți până cât mai mult în frunte. Werti zâmbește, Alex te iubește, mersi tare mult, Alex, pentru donația de 10 euro, chiar nu trebuie, omule. Mersi tare mult. Aici pot să zic, unde pe România, Alex, are you kidding me? Mulțumesc tare pentru donație de 10 euro, mersi frumos, Alex. Dar să zic unde pe România. Nu mă, stuck the killer, nu m-am supărat pentru că oamenii au cerut să nu mai comentez la The Full, ci au vrut să-i audă pe ăștia de la pe Micuțu și pe Bordea, pentru că e normal că lumea acolo a venit acolo în special pentru ei. Nu m-a supărat nici de cum chestia asta. Aș zice sincer că chiar nu îmi prea pasă. Deci e ok. Deci este egalitate 5-5. Smoke-ul și aruncă BTN și va urca pe această. Vedeți, este un one-way smoke aruncat, dar s-au infiltrat la library 2 între playeri de la echipa israeliană și doar SX mai poate să facă ceva acolo în site. Zilmul ne cu un headshot, BTN este observat de către last one și cei de la Nexus, ei bine, acum că se plantează doar în ultimele secunde, ar cam trebui să facă save-ul, pentru că 2 versus 4 este destul de greu. Chiar dacă au defuse-uri, este destul de departe echipa Nexus ca să se mai deplaseze până acolo. Nu e nevoie să donezi marele român. O rundă ușoară de altfel pentru băieți are voi, băieți. Lulează bomba Flame, se salvează mergând în colț și nu-i lasă cei de la Gloria Mundi pe Nexus să meargă mai departe cu rundele. Doar egalitate maxim, ulterior preiau din nou conducerea jucătorii de la echipa adversă.
Gloria pe ce loc se află? Uite-te în, jos în descriere, în turneu. În turneu, la, cum să zic, pe... clasamente, hai clasamente jos de tot. Iată-l pe Cosmin cu un prim frag, dar Blue Phoenix joacă în SG și nu vine să cred că de multe fraguri reușit să facă până acum cu acea armă. Se XS, se bagă agresiv peste Zilum și iată că a câștigat acel duel. Se XS, se întâlnește și cu Flames, face double kill-ul. Rămân doar doi playeri în momentul de față pentru cele lor emunici, vor fi doar, va fi doar unul până la urmă sau chiar zero, nu, ratează Xelo. L-a scos pe Blue Phoenix, trage pe lângă și Ushan, care acesta va rămâne ultimul în viață de la echipa israeliană și din nou se va juca de la egal la egal între cei de la Nexus și Gloria Mundi. Face picul Cosmin și iată că este egalitate, 6 la 6. Gust la 100 din abonații tăi crezi că sunt activi? Păi nu prea, deci, cred că, deci da, nu cred că știți, dar 16% din abonații tuturor primesc notificări. Și în momentul în care joacă Nexus vezi că sunt 1000 de viewers în medie, 1500, cam acolo se învârte. Sunt cam 7000 de vizualizări, deci la un stream care durează o oră, am cam 7, în care joacă Nexus, sunt cam 7000 de vizualizări unice. Dacă la streamul Nexus de 4 ore, cred că au fost cam 15.000 de vizualizări unice. Deci cred că undeva la aproape spre jumătate. Bine, uneori sunt plecați și așa mai departe. Vezi că sunt Max Infinic, de exemplu, are 2 milioane de abonați și face în jur la 200.000 media pe 200.000 de vizualizări per video. Deci odată ce crești, unii dintre subscriberi sigur devin inactivi sau nu mai primești notificări una din două. Mare noroc, Antrax, n-ai idee, cel mai mare noroc din viața mea și nu vorbesc. Nu vorbesc absolut deloc la mișto. E binecuvântarea lui Dumnezeu. Last one. Elimină pe Cosmin și așteaptă Xelo, iată acel gap de la smoke, trage către el, ultimul jucător aflat în viață, este vorba de Last One. Încearcă nou scope-ul, Xelo. Și e aproape să le elimine, vor prelua conducerea și de la Nexus Game cu siguranță, trage, se miște, controlează bine și scorul devine 7 la 6. Iată că au reușit cei de la Nexus Gaming să preia conducerea aici, o rundă în favoarea lor. E nevoie de mult mai mult de atât, dar oricum curând se vor duce pe partea de Tero și acolo este nevoie să vedem din partea acestora cât se poate de mult spectacol. Da, și eu zic, dacă ar juca Nexus într-o ligă de 100k plus o să vină un spectator. Păi dacă ar juca Nexus cu o echipă de top 5, de top 10, acum vă zic eu sincer că ar fi minim 2000 de viewer. Dacă la, când am jucat Nexus vs Sinners, finală best of 3, au fost 3000 de viewer. Cosmic cu Xelo, iată, Xviti, iar capitanul Nexus aproape de un triple kill, frumos realizat acolo în boiler. 8 la 6 chiar acum pentru Nexus. Și mai vine și ultima lună de arme de calibru mare și ultima pe ansamblu din această jumătate primă. Acum că au ieșit Dalaiko, jucătorii israelieni în boiler s-au putut face eliminările. Shushan, mai mult cu numele foarte, foarte popular aici la noi pe chat, pentru care doar 4 eliminări Shushan din păcate. Top fragger pentru Nexus sunt Cosmic cu Xelo cu 13 fiecare. Destul de multe utilități s-au aruncat în zona bananei, unde nu pușează jucătorii direct pe israeliană. Dar iată că Xelo o salvează pe CX-e. Se retrag, 3 playeri erau în apartamente, au lăsat midul total descoperit. Un smoke care a fost aruncat pe capătul bananei. Blue Phoenix este pregătit să înainteze. Coechipierii săi vin alături de el. Au o grenadă pe sub mână. Incendiar de asemenea. Lasă la lurking pe Flames de unul singur. Va fi Flames pentru a... îi ține pe jucătorii de la Nexus 3 în site-ul ăla. Și iată că ceilalți jucători... oh, cred că s-a lăsat un gap. Nu, este în regulă cu smoke-ul respectiv. Temințe și Cosmin.
Trebuie să se pregătească de patru jucători care vor ataca și vine și Molotovul de asemenea la pachet. Cel puțin se pregătea. Șușan are Polar și se va uita către Spurs, unde nu este nimeni. Vine acum la rotație Excel cu Polarul și va face doar picul către Banană din Spe City Spawn. Nu merge nimeni la ruine. E interesant cum joacă cei de la Nexus Gaming, dar trebuie să trimite repede jucători de la ruine ca să-i aibă în site. Smoke-ul s-a reprospătat din nou și 20 de secunde rămase. Gloria trebuie să intre instant către site-ul B. Nici eu cred că și-au dat seama de faptul că este atâta de puțin timp rămas pe cronometru și iată că avansează. Incendiara s-a aruncat bine, Dark Cello este terminat cu un headshot. 9 secunde dacă pică jucătorul cu bomba, a picat bomba, nu mai contează nimic, runda este câștigată de către cei de la Nexus pentru că a picat bomba. Semințe l-a scos pe playerul care avea bomba, face double kill-ul acolo în site-ul B și câștigă Nexus Gaming ultima rundă de pe partea DCT. Foarte bine jucat de către ei. Am comentat această rundă mai mult la map, dacă ați văzut acolo, pentru că nu ne-a pus autodirectorul cu acțiunea pe situația din site-ul B. 900 de viewer, te-o conurează 5 euro, hai Nexus și respect Verti, mersi tare mult, te-o pentru rață de 5 euro, apreciez omule, mulțumesc tare mult. Hai Nexus, hai că au nevoie de suportul nostru neapărat. Hai să facem din nou 1000 de viewer, minimul de viewer pentru Nexus, să fim minim 1000. Mulțumim frumos, Bogdan, mulțumim frumos pentru cuvintele tale. Salut Isan, salut toată lumea din chat. Bine v-am regăsit. Vedeți că a doua jumătate va începe imediat, așadar nu ieșiți absolut deloc de pe canal. Mersi frumos, Teo. Mulțumesc pentru donații de 5 euro, apreciez. Facem și... Are you kidding me, Teo? Mulțumesc tare, tare mult. Hai să facem emoji-urile de donații pentru Alex, pentru că eram în timpul castingului când a donat Alex cu de pe România. Măcar atât să facem pentru Alex. Mersi frumos, Alex, pentru donația de 10 euro. Hai acolo cu emojiurile de donații pentru Alex. Un mare spam, vă rog tare mult, a donat 10 euro. Mulțumesc tare mult că ai spart gheața pe astăzi, Alex. Mersi frumos mult de tot. Și eu pe tine. Epic de ghiță, nu știu ce să zic. Da, se joacă NSEA. Salut Eusebiu, salut. Stați așa să bea o gură de apă. Joacă 4 vs 5, se reconectează playerii, este în regulă. A, da. Până e pauză, dragi prieteni. Dacă vreți să-mi oferiți suport în vreun fel sau altul, nu uitați să vă faceți cont și să pareați pe GGBet. Este un site de betting 100% legit, 100% safe. Aveți promo codul WETI pentru a paria, pentru a vă dubla primul depozit. Depozitați 40 de euro de exemplu și vă primiți 80 dublu anume pe site-ul respectiv cu promo codul meu WETI. Îl puteți folosi și luna aceasta pentru că mai avem încă o lună de parteneriat cu cei de la GGBet. Vă reamintesc că trebuie să rulați toți banii înainte să puteți să-i scoateți cei din bonus. Nu merge să băgați și să scoateți instant. Mă ajutați foarte mult pe mine dacă vă faceți cont și de asemenea și dacă pariați pe GGBet și dacă depozitați. M-am lăsat în gata link-ul. Este mereu link-ul cu numărul 2 din descriere dacă cumva îl pierdeți. Și nu uitați și de Skin Baron. Skin Baron este noul meu partener. Este un site pentru a vă vinde skin-urile voastre de CSGO pe bani real direct. Puteți să faceți cash-out cu cardul bancar sau cu PayPal, iarăși 100% legit site-ul. Sau dacă vreți să vă găsiți skin-uri mai ieftine ca pe Steam Market, puteți să găsiți skin-urile altora, skin-uri pe care alții le vând și sunt mai ieftine ca pe Steam Market pentru că lumea obține bani real pe ele. Puteți să depozitați și prin Paysafe, și prin PayPal, și prin card. Aveți mereu link-ul cu numărul 3 și le-a dat acolo zic link-ul în chat, nu mai e nevoie să vi-l dau. Mă ajută super, super mult pe mine dacă vă faceți cont pe aceste site-uri și dacă le folosiți. Foarte tare flow pe care like, keep doing what you're doing. Mersi tare mult, Claudiu, mersi tare mult, apreciez. Gabi, vezi că Morariu, vezi că te ajut cu mare drag. Ți-am scris acolo, ți-am răspuns pe Messenger cum stă treaba.
Puteți echipa range pe echipe românești pe GGBet? Da, Alexandru, dacă sunt meciurile acolo listate, da, se poate, se poate. Gena că ai pe matchmaking, Legendary Eagle acum. Eu m-am făcut paria, eu m-am făcut condiția paria, respect, mersi mult, Bogdi, mersi tare mult. Mine sper să o sunem băiatul de la PC Garage pentru server, că m-ai sunat tu, am crezut că el nu era nici acasă. Te sună cu siguranță, Alex. Hai că începe imediat, începe imediat, imediat. Păi Daniel, cam toate meciurile mele pe care le completez acum sunt ale Nexus, dar depinde și de statusul lor, cum joacă și așa mai departe. Bogdane, s-am explicat asta odată pe pagina mea de Facebook, este total legal, n-o să mai, n-o să mai repet chestia asta. Am vorbit cu unei exarte, nu știu, din câte am văzut jocă CSGO, Gravity. Uitați să-mi dați follow pe Instagram, mie și Antoniei, Werty.caster și Antonia Nacăl, căutați-ne acolo pe Instagram. Începe runda cu numărul 1 din a doua jumătate și este timpul ca cei de la Nexus Gaming să le aducă din nou spectacolul pe care ne l-au arătat până acum. Chiar bine s-au descurcat cu 3 runde de distanță pe partea de CT într-adevăr, dar nu explodem că se descurce extrem de bine și pe partea de Tero. Haideți să-i dăm drumul la spectacol. Da, Lince, da, cu siguranță. Uite, uite-l pe Xarte, uite-l pe Xarte în chat. Let's go, Nexus, let's go, Xarte, let's go. Da, Lince, da, cu cel mai mare, cu cel mai mare drag, te ajut. Merge să donezi cu Paysafe, da, iată că este runda cu numărul 1 din a doua jumătate, după cum spuneam și cea la Nexus Gaming, pun să prindem pe site-ul B, dar sunt versus 4-4 player chiar acum. Aruncă Molotov-ul pentru a mai trage puțin de timp, 3 player care vin dinspre acea zonă a banarei, din păcate, este prins din partea superioară, Zinum se urcă pe acel container galben, jucătorul de la Gloria Mundi reîmnă pe ultimul jucător rămas în viață la Nexus și iată că recuperează o rundă echipa adversă. Este lege că și la fotbal nu ai voie să pariezi pe echipa ta ca și coach jucător? Nu știu dacă este, habar nu am. Două runde așadar, face mai mică diferență între cele două echipe. Merg pe pistoale Nexus Gaming. Au plantat bomba și prin urmare vor avea bani și de pistoale runda aceasta fără armură și de asemenea și pentru full buy runda următoare care se va juca. Last one, le elimină pe B. 4 oameni care avansează către mid din partea celor de la Nexus și iată că CXL găsește un frag prin acel smoke, last one este eliminat și situația devine 4 vs 4. Ar încerca să ia acea armă care, de la jucătorul care avansase, dar va fi destul de riscant și momentan, iată că nu se grăbește să iese. Sunt în mid și în second mid Nexus, l-au trimis pe semințe în apartamente momentan. Ce picul, Oxelo, headshot pe Azilum. Și iată că avem avantajul de oameni de cei de la echipa Nexus. Dacă ar fi avansat să se lua un M4, iată că din banană. Și șansa se duce destul de mult în spate. Vedeți că rămâne avansat totuși în banană, pentru că știe care e avantajul cu acel M4 împotriva celor de la Nexus. Nu dacă cumva vine iarăși un headshot de la Xelo sau de la un alt player, SX mai are de asemenea un Deagle. Și Shushan s-a retras, vine la rotație Blue Phoenix, a mers de unul singur semințe la lurking spre site-ul ăla, dar bomba se îndreaptă spre B chiar acum, unde vine și rotația cu cel de-al doilea jucător. Tecno mânie lui Cosmin, de asemenea la semințe. Peștilă Claudiu durează 5-0, side un suc și hai cu like-urile, boys, let's support this guy. Mersi tare mult Claudiu pentru cuvintele tale și pentru donație. 8 secunde pentru a plata cei de la Nexus și la momentul de față pe Șușan. Chiar acolo prinde Ridea Șușan, 3 fraguri, semințe, nu va mai avea timp să ia și bomba respectivă să planteze. Și este runda câștigată de către Gloria Mundi. Cât de bine s-au descurcat Nexus, dacă și-a locat puțin mai mult timp, probabil ar fi câștigat și această rundă, dar din păcate nu. Mersi tare mult Claudiu pentru donația de 5 euro, enorm de mult, este mai mult de un suc cât mi-ai dat acolo. Așadar, mulțumiri în plus și din partea mea, mersi mult de tot, omule.
A prins Șușan foarte bine linia, Claudiu. Deci, din păcate, nu reușesc să revină cei de la Nexus, dar acum au arme de acelea de calibru mare. Iată-l pe Azil, îmi trage în spatele lui B. Flash-ul aruncă pe sub mână, Blue Phoenix. Iată-l! Face picul, Six este eliminat, destul de repede s-a dus această rundă în detrimentul celor de la Nexus, dar până la urmă situația devine 2 vs 2, XL o face picul, îl are pe Blue Phoenix în partea dreaptă. Foarte bine, XL o verifică. Iar astfel, iată că se vor duce către site-ul BC de la Nexus Gaming. Flames rămâne ultimul în viață, are, nu are defuse kit, însă are armură mare și M4. Despre același lucru vorbim și pentru cei de la Nexus Gaming. Deități mai au două moliuri. Nu rămâne nimeni în city spawn, au rămas amândoi Yo-Yo plus Dark. Nu riscă Nexus rămân cât se poate de adânc în site și vor încerca dublajul dacă este cazul. Flames îl observă pe Xelul care rămăsese pe bătaie, era low de asemenea. Semințe, ultima șansă a celor de la Nexus Gaming ca să nu egaleze Gloria Mundi. Îl vede Semințe și îl elimină. Scorul devenind acum 10 la 8 pentru echipa din România. Oameni buni, dacă mai țineți bine minte, Xarte a donat în ultimul stream 200 de euro și tot ce mi-a cerut era să-i promovez Discord-ul lui pe care vrea să adune jucători de CSGO din România, unde dorește să facă un fel de hub ca să vă găsiți voi jucători 5v5 pentru Facebook și pentru matchmaking. Așadar, dacă vreți să mă ajutați pe mine într-un sens sau altul, dați acolo un connect pe serverul acesta de Discord pe care vi-l dau eu chiar acum în chat. Este serverul lui Xarte, este comunitatea lui, omul mi-a donat 200 de euro și am promis că voi încerca să-i promovez cât mai mult acest server, pentru că m-a ajutat enorm de mult, enorm de mult. E o donație enormă și măcar atât să fac pentru el. Deci luați-vă 3 secunde, dați acolo un connect pe acel Discord și jucați-vă pe, sau găsiți-vă coicpier pe acel Discord al comunității sale. Revenind la runda cu numărul 4, este avantaj de arme pentru Nexus, dar vedeți că s-au descurcat. Trebuie să-l vadă neapărat să XP și Ușan îl elimine. Verifică toate colțurile, plantează chiar acum. I va veni lui XLO în banană în momentul de față. Flames trage către el, se retrage până la urmă puțin mai mult în banană. XLO, dar revine pe aceeași poziție. Flames va fi eliminat sub efectul flash-ului. XLO a tras și iată că l-a eliminat. Două glonțe, trebuie să reîncarce neapărat. Trage, dă damage SXL lui Last One, doar 2 player de la echipa din Israel rămași în viață. Doar 2 player. BTN îl așteaptă pe Azilum să vină. Știi că cineva trebuie să vină din ruine, dar planul Last One chiar și el renunță la ideea de a mai încerca retake-ul. Azilum se apropie, este jucător pe site, SXL Elim, ar fi încercat să facă ninja defuse-ul. Nu are nicio șansă, Last One va fi 11-8 rundă pentru cei de la Nexus Gaming. Zoom zic, am o rugăminte, te rog frumos, mai ia tu anunțul cu Discord-ul lui Xarte și dă-i acolo un, mai dă-i din când în când mesajul în chat ca să intre lumea. Am văzut ce-ai scris, Gabriel, am văzut ce-ai scris. 900 de viewers, let's go, let's go, let's go, let's go. Deci, dați acolo un conet pe Discord-ul pe care vi l-am lăsat în chat. Este de asemenea în descriere sub donații Discord-ului lui Xarte. Baftă, Antrax, te pup, te pup, te salut, ciao, ciao. Ne vedem la Comic-Con, Antrax, apropo, sper că vii. Pistoale pentru cei de la Gloria Mundi. Se pare că pe partea de CT nu merg lucrurile la fel de bine pe cât s-ar fi așteptat aceștia. Cu drag, Xarte, omule, ți-am spus măcar atât să fac. Semințe, free fire-ul din partea acestuia. Azilum a știut că avea să vină, i-a auzit acel flash căruia i-a scos cuiul. Cosmin, Alin, si donează 10 euro. Acum o să te ajut imediat, Alin. Stai așa, mă roagă să facem niște like-uri la postarea sa. Are un concurs acolo, Alin. Alin, are you kidding me? Mesajul pentru 10 euro, cu mare drag, imediat te ajut, Alin, imediat te ajut, stai așa. Iată că este runda cu numărul 5 din a doua jumătate și, da, într-adevăr, dezavantajul clar pentru Gloria Mundi. BTN, surpriză către Blue Phoenix, aparent este chiar uneori ok să ieși prin smoke, mai ales că auzi că se aruncă grenadele, intră în A-Nexus. Iar momentan îl au doar pe Last One la dispoziție în acel site, cei de la Gloria Mundi. Mesajul mult, Alin, da, cu mare drag, cu mare drag, e un proiect la facultate. Un tap cu mare drag se și întâmplă. Tab, avem aici 12 fraguri maxim pentru cei de la Gloria Mundi, 20 pentru Xelo chiar acum. Și cei de la Gloria Mundi acum vor încerca retake-ul. Vor veni dinspre ruine. Au un smoke la dispoziție, doar dinspre ruine, mă scuzați, dinspre parcadă.
Arcade ruine top acolo. Ca nu ca locație, ci ca, să zic așa, obiect. Reușește semințe double kill-ul și iată că scorul devine 12-8. Bun, dragi prieteni, hai să-l ajutăm pe Alin, vă rog frumos. Hai să-l ajutăm și pe Alin. Deci Alin are un are un proiect. Are un proiect pe Facebook și trebuie să-și strângă niște. Stați așa că și eu sunt curios, sunt chiar curios despre ce este vorba. Așa, hai să scot de aici. Uite, științe exacte și inginerești. Omul, au 750 de like-uri, deci oamenii chiar se chinuie. Dați-vă rog frumos acolo lui Alin un like, un react. Vă rog tare mult. Dați-vă rog frumos un react. Este runda cu numărul 6. Are 700, hai să-i facem, că suntem 900 de oameni, aproape 1000, hai să-i facem la 1000 de like-uri, hai să-i facem la 1000 de reacturi acolo. Vă ia foarte puțin timp, oameni buni, și măcar atât să facem. Hai să vedem ce vor face Nexus Gaming, prins de către Phoenix, în momentul de Phoenix, de Phoenix și de Last One împreună. Gata, am dat like, mersi tare mult, marele român. 3 vs 4, Popfresh care vine din partea jucătorului de la Nexus Gaming pentru a curăța banana, dar se pare că Gloria nu mai au pe absolut nimeni acolo, este vorba de doar de Lost One care rămâne chiar ultimul. Am mers la Lurking Cosmin, gata, am dat. Mersi tare mult Narcis, mersi tare mult Ionuț, mulțumesc tuturor celor care ați dat acolo react. O să mai dau, Alin, o să mai dau, stai liniștit, o să încerc să te ajut cât pot de mult. Lumea de obicei, să știi, uite că s-au făcut deja 50. Lumea de obicei când stă la mine pe canal, nu stă pe chat, lumea stă întinsă pe canapea și se uită la meci. Cam asta e, de asta lumea nu neapărat are instant acces la tastatură. Este această execuție celor de la Nexus Gaming pentru site-ul B, schimbă arma semințe, Xelo face picul, dar îl au pe Shushan care stă cu AUG-ul. Iată că scoate pe Xelo în momentul de față, Last One pe Cosmin și să nu fie aceeași. Deci acum credeți-mă, battle lamp, să nu fie, am schimbat și periplay. Așa, bat în lemn să nu fie aceeași recuperare pe care au făcut-o cei de la echipa cu care au jucat Nexus ultima dată pe Inferno, de s-a făcut Itamai comeback-ul când au jucat atunci. Bine, dar au luat mare DDoS cei de la Nexus Gaming, din păcate, anume pe versus cei de la, mamă, cum îi chema, măi? Esuba, da, Esuba. Ne vedem la Comic-Con, o să-ți dea o cafea, Birex Arte, deal, that's a deal, that's a deal, I call it a deal. Așa facem. Iată-l pe Xelo, reacția va de mână pe Blue Phoenix. Îl elimină pe acesta, prin fire-ul, last one! Ce double kill frumos realizat! Rămân cu dezavantajul Nexus și ultimii 3 player trebuie să-i focuseze către aceeași... aceeași locație a acestei hărți. Zinu mă scoate pe Cosmin. De acum rămân clar, încă o dată se restituie, se readuce dezavantajul, chiar egalitate numerică. Da, Xenograf, păcat că pe bana pe ăsta, pe Inferno, nu este nicio statuie. SXL Linux pe Azilum. Au eliberat site-ul acei de la Nexus Gaming. Extraordinar de bine au jucat împreună SXE și cu semințe împreună. Nordicul tranzonează 1 euro și plătește și taxele de apă, că sigur te ia setea. Băi, să știi că am luat setea. Bine că mi-ai reamțit să beau o gură de apă, Nordic. Mersi tare mult pentru donația ta, Nordic. Apreciez tare mult. Mersi și ție, Alin. Are you kidding me, Alin? Și ție, Claudiu. Și ție, Teo. Și ție, Alex, pentru donațiile voastre de astăzi. Mersi tare mult, oameni buni. Apreciez. Mersi și ție, Cristian, că ai dat acolo like. Se aruncă molotovul pentru capătul de la site-ul AP Pit, mai exact. Înaintează Last One, dar iată cât de bine țin cei de la Nexus Gaming acest crossfire. Și era absolut greu pentru pentru jucătorul de la Gloria să mai facă retake-ul. Nexus Gaming le dau doar o rundă jucătorilor din echipa din Israel și acolo se vor opri. Iar Nexus preiau din nou drumul către cele 16 runde care ar trebui să-i ducă spre victorie. Vă mai dau încă o dată link-ul pentru... Dați-vă rog frumos acolo să facă încă puțin, încă câte mai trebuie. Stai să facă Alin 1000 de reacturi acolo. Stați așa. Încă 805, parcă erau 900. Ok, hai să facem 900 măcar. Apăsați acolo like sau nu like. Like-ul. Dați acolo un react la linkul pe care vi l-am dat. Este un like, un link către Facebook. Este o chestie de la inginerie, de la facultate de inginerie. Trage Xelo, pune destul de multă presiune între acolo, dar nu găsește pe absolut nimeni.
Este a împrospătat smoke-ul de către Zilum. Se retrage playerul de la echipa adversă. Gloria Mundi duc apărarea mai destul de mult în spate acolo în, în site-ul la momentul actual. Iar Billu Finks de asemenea vine la rotație, după cum puteți observa. Molotovul este aruncat pentru capătul de la Boiler. Va pica exact în scări. TXS și QB vor face execuția. Se-l așteaptă picul lui Shushan, îi dă damage, 2 HP acolo, lasă pe Shushan, pe polarul celor de la Gloria. Sare și va merge să-și ajute coipierii, mai rămân doar 43 de secunde pentru ca cei de la Nexus să facă ceva. Flames așteaptă cu Mark 7 și iată cât de bine l-a scos peste minte din joc. Blue Phoenix, Xe sau Penitras ca să nu le elimine pe BTM, pe capitanul său. Urcă în apartamente jucătorul de la Nexus. Probabil a fost auzit de către Flames. Nu știu dacă va fi atent. Trebuie să fie atent Xelo și pentru spatele coicpierului său. Flames îl vede pe Xelo, îl elimină, trage și către CX care rămâne la 11 și se termină runda în defavoare pe Nexus. Rundă și pentru cei de la Gloria, se pare că. Hai să beau și gura aia de apă nordic. Hai facem și noi 800 de like-uri. Încă 130. Apăsați butonul de like sau de dislike. Glassman aruncă smoke-ul pe capăt. Asemenea grenadă vine Rush de la Nexus Gaming cu pistoare către site-ul acesta. Îl vor prinde pe Flames. Flames nu apucă să scoată pe absolut nimeni. Se aruncă incendiala și trebuie să se retragă. Momentul de față B face picul la Zilum și nu e absolut nicio problemă pentru el ca să-l pun la pământ. 3 fraguri pentru cei de la Gloria Mundi. Chiar acum rămân Xelo și cu Cosmin ultimii în viață. Unul dintre ei deja eliminați și dar playerul celor de la Nexus Xelo este chiar în capul bananei. Îl observă Last One. Și revin. Revin cei de la Gloria. Este o rundă în care cumpără Nexus arme de calibru mare. Au posibilitățile. Eddie donează un euro. Știi că te iubesc și că ești chestia numai preferat? Eddie, cred că nu știu. Probabil. Habar nu. Știu că ești chestia numai preferat. Las că știu, știu, știu. Da, mai știu și ce ai scris odată acolo în chat. Las că ține-o minte. De salut, Eddie. Mersi tare mult pentru donația de un euro. Apreciez tare mult, omule. Mersi pentru plata taxelor. Mersi tare mult. Te pup. 10-a rundă din a doua jumătate. Trage Xelo. Camera Cristian! Revine cu donație de 10 euro. Aia Cristian are sigur. Plătește și taxele de asemenea. Mamă! Se sparge conducta cu donații în seara aceasta. Ia se vede pe cel Alexus care avansează în momentul de față către arcadă. Trage către Cosmin. Îl elimină Zilum pe acesta. Vine flash-ul pe sub mână din partea jucătorului de la echipa israeliană. Se întoarce să XL la timp și iată că îl pune la pământ. Avansează către site-ul la jucătorii de la Nexus și chiar mai mult. Și aruncă și acele smoke-uri în capete. Molotov și pentru library și trebuie să vină acum atacul către site-ul ăla din două direcții, apărând doar Flames din poziția de la pizze. Uită, vine Molotovul, va trebui să iasă, se luptă cu semințe, scoate, dar pică și el și asta. Acest trade este cel care contează. Plantul se realizează, iar echipa Nexus, prin intermediul lui Bici al lui Xelo, trebuie să apere. Iată acel headshot din partea lui Xelo. Îl vedești pe Last War care face picul acela. Xelo! 3 fraguri pentru el. 14 la 11 pentru Nexus. No homo, Eddie, no homo, my friend, no homo. Mai haideți cu o rundă de emoji-uri pentru Cristian, mersi tare mult. Are you kidding me, Cristian, mersi tare mult. Apreciez donația enormă, mersi pentru suportul continuu, Cristian, mersi tare mult. Tiberiu și Cornel, și ei donează 5 euro, oh my god, here we go, here we go. Mamă, oameni buni, hai că se întâmplă, it's happening. Știți, simbă mimo ăla cu it's happening. Mersi tare mult pentru donații, mersi tare mult, oameni buni, mersi. Haideți Nexus Gaming, rundă de pistoale pentru Gloria. Și nu uitați să veniți acolo și cu... Oh, Tiberiu și Cornel. Stai mai că vă știu canalul. Stați așa puțin că și vă știu canalul. V-am urmărit la un moment dat. Tiberiu și Cornel. Cred că știu. Da, cred că... Stai așa. Ok, voi stai cântați sau până la urmă faceți videoclipuri? Pentru că atunci v-am confundat. Aia că nu știu dacă era o manea sau nu. Cred că am intrat greșit. Nu, sunt băieții aceia care fac chestii practice. Da, vă cunosc, măi, foarte tare ce faceți. Bravo vouă, îmi place foarte mult ceea ce faceți. Mersi pentru donație. Dar nu știu de ce primul video pe care am intrat era o manea sau ceva de genul acesta. Mersi mult de tot, Siberi și Cornel, apreciez. Iată că este runda 11 din a doua jumătate. Și cântă, bine. Invite-ul la Discord merge.
Iată-l pe Cosmin care scoate pe Shushan. Va fi o rundă ușoară pentru Nexus. Nu uitați că sunt doar pistoale pentru cei de la Gloria Mundi chiar acum. E melodia voastră, am înțeles. Da, iată că lasă timpul să treacă și se bagă destul de agresiv cei de la Gloria Mundi în momentul de față către banană. Cosmici cu Big 2 frag pentru fiecare. Oh, oh, last one. Nu știu dacă ați văzut, dar last one rămâne ultimul de multe ori. Linkul acesta e Zoom, zic, stai așa. Nu uitați să vă conectați la Discordul lui Xarte, vă rog tare mult, v-am lăsat Discordul lui Xarte acolo în chat. Omul mi-a donat ieri 200 de euro și încerc să mă... imediat, Eddie. Da, poți să cumperi de la intrare de la Comic Con bilet, se poate, trebuie să mă întreb pe Steam. Mersi pentru donație, puteți să vă conectați pe acel Discord al lui Xarte, mă revanșez față de omul acesta care m-a ajutat enorm ieri cu donații. Să vă căutați echipe de CSGO de 5 vs 5 sau mai bine cum spus că îi pieri. Acum este luna 12 și au arme de calibru mare și de la Gloria în sfârșit. În sfârșit pentru ei, desigur, un MP și un CZ care conturează majoritatea de arme de calibru mare, acel AVP plus cele două arme de asalt. Molotov, incendiară, semințe avansează și este eliminat din păcate pentru echipa din România. Incendiara a doua este aruncată. 2-3 player care sunt pe capătul de la apartamente. Pregătiți cei de la Nexus de intrare. Molotovul pentru site se aruncă și Shushan trebuie să schimbe neapărat direcția. Se aruncă smoke-ul de one way și Nexus scăpar cu un minut la dispoziție pe cronometru să dea cale întoarsă puțin. Wow, oameni buni, încerc să adun toate donațiile de astăzi și este enorm de mult. Deci vă mulțumesc din tot să vreau pentru toate donațiile voastre de astăzi. Mulțumesc din mult de tot. Flash-ul de la CX pe capăt. Într-adevăr, respect, Sarte, respect. Dacă ți-a zis și răutate, deja e mare chestie. Edi, dinează încă un ero. Nu vreau să te deranjez că poate mi-au remove. Da, Edi, fix ție îți dau remove. Fix ție, mersi pentru donațiile tale, mersi tare mult. Se pregătesc Nexus de o intrare către site-ul B. Vedeți că au renunțat la ideea de a ataca site-ul A după ce și-au făcut destul de mult simțită prezența într-acolo. Cosmin aruncă smoke-ul pentru City Spawn cu echipierii săi, Molotov de asemenea pentru Yo-Yo și astfel vor avansa. Shushan se va bucura cu CZ-ul exact către ei, îl scoate last one pe CX și Shushan cu fragul pe B. Rămân doar 2 player vs. cei de la Nexus Gaming. Nici o șansă pentru Nexus, nici timp nu prea mai era. Din nou au lăsat pe ultima 100 de metri intrarea către unul dintre site-uri și astfel Gloria Mundi revin la doar 3. Marius donează un euro, remember me. Nu, nu, Marius, nu, chiar îmi pare rău, dar nu-mi bate numele a nimic. Sau probabil după nickname, probabil după avatar te-aș mai recunoaște. Mersi tare mult pentru donația de un euro și pentru plata taxelor, dar nu, ai mulți pentru donații. Nu e ușor să comentezi un match, mersi tare mult Crosser, mersi mult de tot pentru apreciere. 1000 pe live, let's go! Marius, îmi cer mii de scuze, dar nu. Nu. Este o rundă de pistoale pentru Nexus și se mai prelungește probabil puțin meciul, dar nu este exclus ca nu știi să facă chiar o surpriză. Nu, nu se repetă la Isuba, nu se repetă. Ei, Radu Bucă, la încet, salut omule, salut, Brigigi pentru meciurile de astăzi, bravo, ai jucat super, super bine. Tu și cu Cortea. Sau, pardon, tu și cu Claudiu. Nu știu, cred că e Claudiu Cortea, deci până la urmă tot acolo am ajuns. Bă, știu numai după numele de familie, deci... Nu știu de ce nu vedem fragurile, dar Nexus Gaming rămân fără 2 jucători. Sunt ultimii în viață, Cosmin și cu CX. În momentul de față, în colț, alege să meargă în apartamente cu echipierul lui CX. Bă, lui Cosmin, mă scuzați! Cosmin, iată! Este CX cu fragul, este și surprinde! Cosmin îl elimină pe Blue Phoenix și rămâne Shushan într-o situație de 1 vs 2 chiar acum. Posibil match point pentru cei, match point mai bine spus, rundă de match pentru cei de la Nexus Gaming. Cosmin așteaptă pe Shushan care este oricum pe pistol și este match pentru cei de la echipa Nexus Gaming. Victorie pentru echipa din România, dragi prieteni, în sfârșit se și întâmplă. GG, oameni buni, GG.
Vă rog frumos, nu uitați să intrați acolo pe Discordul Xarte, să mă revanșez față de omul acesta. Dacă vreți să vă căutați jucătorii de CSGO cu care să jucați 5v5 Faceit și matchmaking, intrați pe Discordul lui Xarte, l-aveți în descriere, sub donații mereu, aveți acolo linkul de connect. Mi l-am lăsat și eu acolo încet alături de Acid Verde, Mesia Acid Verde de... E GG, da, e GG. Alături de Acid Verde, Mesia, mult de ajutor. Aveți, prin urmare, victorie în sfârșit pentru Nexus Gaming. GG, oameni buni. Nu uitați să-mi dați follow pe Instagram, werty.caster, mă găsiți. Și de asemenea pe Antonia să-i dați follow, antonia.nacl. Vă reamintesc de fan meeting-ul care va avea loc la Comic-Con în ziua de 24-25, în zilele de 24-25 și 26 mai. La Comic-Con ne găsiți la standul PC Garage, unde eu voi comenta de asemenea o competiție de CSGO 5 vs 5 la care vă puteți înscrie. Primul venit, primul servit, va începe de sâmbătă de la ora 10, puteți să veniți să vă înscrieți, primii veniți, primul serviciu, deci să fiți acolo din timp, dacă se poate. Noi vom întreține acolo atmosfera, eu voi comenta meciurile de CSGO și va fi asta pe un ecran mare de 2 metri și veți putea să stați să vă uitați la meciuri și de asemenea să interacționați cu mine și cu Antonia. Ne auzim data viitoare. Cred că mâine mai au meci. Da, mai am mâine un meci cu Xelos. Xelos nu este Xelo. Xelos se numește echipa adversă cu care voi juca Nexus mâine în SEA. Vă mulțumim tare mult pentru atenție, pentru că ați vizionat. Ne auzim mâine cu un nou meci. Ciao, ciao. 10 euro de la Jackie. Mulțumesc tare mult, Jackie, pentru donație. Emil de astea, Jackie Emil. Plătește-ți taxele pentru a încheia într-un mare stil aceste ultime minute. Mersi tare mult. Salutare, hashtag Wednesday, cel mai tare. Hai Nexus, baftă. Mersi tare mult, Jackie. Apreciez donația. Mulțumesc din tot sufletul. Electro de asemenea, aoleo, hai că începem. Mi-a deschis un server nou de Discord unde vând contul de Fortnite, mă poți ajuta cu share. În curând o să vând și alte conturi, de exemplu. Mamă, pe Electro, să vinzi conturi nu-i prea ok. Să știi, nu e ok să vinzi conturi pentru că cel mai probabil sunt furate. Deci nu prea știu cum prea se întâmplă acolo. Nu prea m-aș băga să promovez așa ceva, sincer. Uplay, Origin, nu e ok. Astea nu știu de unde le-ai luat, deci chiar nu pot. Mersi tare mult, Jackie, are you kidding me? Mersi și ție mult, Electro, pentru durația de 1,50 €. Mulțumesc pentru tot suportul. Ne auzi mâine, ciao, ciao, noapte bună. Și nu uitați și de GGBet, aveți linkul cu numărul 2 dacă vreți să păreați pe meciul de CSGO. Și de schimb, Baron, am uitat să vă zic sponsorii mei, dar repetăm data viitoare. Salut! Și Xarte, te pup, mersi tare mult pentru suportul tău, omule. Vrei să pariezi pe meciul pro de CSGO? Ei bine, folosește GGBet, iar cu codul WERTY îți dublezi primul depozit până în $50. Intră pe linkul 2 din descriere pentru site și pe linkul 2.1 pentru ghidul video care îți arată cum să adaugi codul. Băiatu, am zis că vrei să-ți faci o comandă la pcgarage.ro. Ei bine, grijile tale se termină aici, pentru că WERTY îți oferă 2% reducere cu codul de pe ecran. Da, ok, ok, lume, știu că nu e foarte mult, dar cine nu ar vrea să-și scoată banii pentru o bere? Serios? Sau două? Chiar trei? Folosește chiar acum codul de pe ecran la următoarea ta comandă de pe pcgarage.ro și primești 2% reducere. Și nu, reclama asta nu a fost cringe. Kappa. Canalul meu fiind un canal de YouTube doar cu transmisiuni live, ar fi de recomandat să aveți clopoțelul activat pentru a primi notificări. Iată cum să o faceți. Mergeți în partea de jos lângă avatarul meu, apăsați clopoțelul, bifați all notifications neapărat și fiți sigur că este bifat și include creator post, dat save și asta este, ar trebui să primiți notificările.